extraordinară convocată de data Consiliului Local Comănești. Sunt prezent fizic 14 consilieri. Online pot fi preluat domnul Alboaie Simion, domnul Darie Iriniel, domnul Lazar Costică, doamna Zacariu Elena Mihaela și domnul Tibor Claudiu. Este întrunită majoritatea, ședința poate începe lucrările. Rugăm pe domnul președinte să preia lucrurile. Da, mulțumesc, doamna secretar. Toată lumea a avut ordinea de zi și materialele. O să supun ordinea de zi formată din cele două puncte la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vreau să adaug eu niște aspecturi. Doamna secretar, cum se procedează? Nu v-am înțeles. Dacă se poate să exprim un punct de vedere. Punct de vedere, da, dacă să introduceți pe ordinea de zi, există altă procedură în codul administrativ. Nu puteți introduce în timpul ședinței în Consiliul Local, pentru că documentele înscrisurile trebuie să parcurgă etape legale, așa da. Cum prevede codul administrativ. Deci, urmarea unor afirmații făcute în recent, pe seama mea, consider că dacă există un gram de democrație în această instituție și în acest Consiliu Local, ar trebui să spun niște lucruri. Are legătură cu ordinea de zi de astăzi, domnule președinte? Da. Este acel ordine de zi și la o diversă nu are decât să discute dacă are discuta ceva. Da, trecem. Când ne apucăm de vorbit acum la colțul mesă și la colțul statului. Bărfă faceți dumneavoastră, nu eu. Deci, da. Avem o ședință cu ordine de zi. Consiliul Local l-am convocat eu cu această ordine de zi pe care o discutăm. După ce se termină ședința, la diverse, dacă avem diverse, putem discuta absolut tot ce doriți dumneavoastră. Nu puteți să-mi cenzurați între mele de vedere. Dar nu vă cenzurează nimeni, dar noi avem să respectăm ordinea de zi. Nimeni nu cenzurează niciun punct de vedere. Puțin față de această deci, de zi care are doar două puncte și aș vrea să adaug niște lucruri. Deci, doamna secretar va explica foarte clar. S-a votat ordinea de zi. Domnul președinte, vă rog respectuos să treceți la ordinea de zi. Da. Ca să nu rămână în aer, vi s-a explicat exact care este. S-a votat, mai puțin dumneavoastră ați votat ordinea de zi, vom trece mai departe la ordinea de zi, care are două puncte. La primul. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 62 per 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare, numărul 7, strada Ștefan cel Mare cu blocurile G1, G4, scara A și B, G5, G6, scara A și B, I13, scara A și B, strada Republicii cu blocul I, scara A și B, blocul 1, scara A și B, blocul 3, scara A și B, blocul 5, scara A și B, strada Alea Parcului cu blocul G3, scara A și B, strada Pieții cu blocul G2, scara A și B. Materialele au fost discutate, au fost la comisie, au fost discutate. Doamna Cristina ne-a prezentat punctul de vedere. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sarca se abține. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director de la Școala Gimnazială Costache S. Ciocan, Comănești. Aici va avea loc vot secret. Propun ca reprezentant pentru această comisie de evaluare pe domnișoara Pisecariu Mihaela și ca membru suplean pe domnul profesor Cosma Florin. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu mai sunt, o să rog secretariatul să treacă numele ca să puteți vota.
acest punct pe ordine de zi trebuia tot de îndată votat, pentru că are un concurs pentru postul de director la școala Costache Ciocan și trebuie să desemnăm neapărat reprezentanți în această comisie, care este obligatoriu prin lege. Așa curios că a fost închidere demisiei domnului director la doar 2 ani de la ieșirea la pensie. Asta puteți să-l întrebați are... dumneavoastră. Este... Și eu mi-am dat demisia, domnul Sarca. E alegerea noastră. Păi, probabil e alegerea dumnealui. Da, nu cred asta. Atunci, de ce n-ar fi alegerea mea când am dat demisia și alegerea domnului Ciocan, pe care și eu cred că îl cunosc foarte bine? Eu îl cunosc din 1991, probabil dumneavoastră mai devreme. Pe domnul Ciocan. Am înțeles. Dar numai la școala noastră nu vreți să veniți. Tot timpul bănuiți, nu? Zic și eu. Și? Deci dumneavoastră nu sunteți foarte încântat. La liceu ați fost? Da. Da? Nici acolo nu sunteți foarte încântat. Sunt lucrurile mai bune. Sunt lucrurile mai bune? Și la noi, la școală, ce ar trebui făcut? Dau un exemplu, că tot... Să vorbesc cu vă rog, dar ați început cu domnul Ciocan și eu, fiindcă domn președinte, am zis că este o discuție liberă. Atunci vorbiți cu doamna secretară și introduceți pe ordinea de zi, domnul Sarca. Vorbiți, vorbiți. Vorbiți pe procedură. Îmi cer scuze că v-am adresat o întrebare.
14, cu un număr de 14, da, doamna prisecariu Irena Mihaela este membru în Domnșoară, mă scuzați, este reprezentant în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu, iar membrul supleant este domnul Cosma Florin Ionuț cu același număr de voturi de 14. Vă mulțumesc foarte mult. Aici încheiem ședința de îndată. În care trec asta? Da. Supunem la vot, îmi cer scuze, am uitat asta, supunem la vot proiectul de hotărâre în care cele două persoane sunt numite. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mi-am imaginat că dacă și-au exprimat opțiunea în scris, este implicit. Ședința noastră convocată de îndată își încheie aici ordinea de zi. Au fost două puncte. Vă mulțumesc!